Celebra cântăreață de muzică lăutărească Cornelia Catanga a venit cu întreaga familie să-și susțină fiul. Alexandru va urca pe scena galelor studențești de jazz. Artista ne-a povestit despre planurile de viitor și despre cariera muzicală a fiului său. A venit să-și susțină fiul. Vorbim despre cunoscuta cântăreață Cornelia Catanga. Aceasta, însoțită de familie, se află zilele acestea la Sibiu pentru a-l încuraja pe Alexandru, fiul ei venit să participe la galele studențești de jazz. Cu emoții, artista ne-a povestit despre familia sa și despre parcursul carierei lui Alex. Este pentru prima oară când participă la acest festival și cred că este pentru prima oară când la asemenea festival de muzică de jazz se ține la un cort. Pentru mine e o descoperire, nu știu cum să vă spun, dar nu știu, așteptăm să fie vreme frumoasă și să toată lumea să fie aici în Piața Mică a Sibiului, pentru că vreau să vă spun, ne simțim extraordinar de bine aici. N-am venit neapărat pentru premiu. Am venit pentru Alexandru, deși este ultima lui, cum să vă spun, este în clasa 12-a, suntem în pregătiri, e un an foarte greu. Eu sunt cu muzica lăutărească, Pădureanu, Aurel Pădureanu este cu muzica ușoară compusă de clasicii ei, iar Alexandru la liceul Dinului Patii, ultimul an în clasa 12-a, muzică clasică și muzică de jazz, pentru că jazzul nu se poate, nu-l poți concepe fără muzică clasică și așa că... La final, cântăreața de muzică lăutărească ne-a făcut și câteva dezvăluiri legate de planurile de viitor. Așa cum eu, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu n-am dezamăgit fanii sau publicul, spectator și telespectator, noi luptăm să mergem mai departe cu ceea ce înseamnă muzică lăutărească adevărată de la mama ei, Aurel Pădureanu cu muzica ușoară și romanța care face parte din patrimoniul țării, iar Alexandru asta și-a ales, muzică de jazz, ceea ce nu este ușor. Dincolo de emoțiile pe care le trăiește atunci când își vede fiul cântând jazz, artista va mai avea emoții și la vară, când Alexandru va susține examenul de bacalaureat. Următorul pas în cariera tânărului artist va fi înscrierea la conservator.